Zilele trecute, Roman TV a difuzat o știre privind vegetația crescută în zona punții care face legătura între localitățile Roman și Cotuvameș. La acea dată, reprezentanții primăriei au transmis că nu pot interveni în anumite zone deoarece nu sunt în administrarea municipalității, ci a administrației bazinale de apă Siret, sistemul de gospodărire a apelor neamți. Reprezentanții celei din urmă instituții menționate au transmis că în vederea amenajării microhidrocentralei de pe râul Moldova, administrația bazinală de apă Siret a închiriat către municipiul Roman, teren aferent albiei minore în suprafață de 58.690 de, de metri pătrați și că locatarul are obligația să întrețină și să igienizeze suprafața de teren închiriată. Suprafața închiriată de către municipalitate de la Abasiret la momentul amenajării microhidrocentralei de pe râul Moldova cuprinde elementele pragului de versor și ale centralei, precum și terenul ocupat de retenția de apă a monte de pragul de versor. Contractul de închiriere este valabil până la data de 21 aprilie 2030. Pe de altă parte, reprezentanții municipalității au transmis că lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență au tăiat vegetația crescută din zona punții pentru a nu pune în pericol deplasarea pietonilor pe obiectiv, dar că în unele zone vegetația nu poate fi înlăturată deoarece are rolul de a asigura menținerea echilibrului în natură în acea zonă cuibărind diferite specii de păsări. Totodată, vegetația din albia minoră a râului Moldova are rolul de a proteja digul și pragul de retenție a microhidrocentrului în cazul creșterii peste limitele normale a debitului râului Moldova. În plus, au mai transmis că vegetația de pe digul de protecție din aval și a monte de puntea pietonală este tăiată periodic de către personalul aparținând Serviciului de Gospodărire a Apelor Namț, formația de întreținere roman.